Țineai cu vreo echipă de fotbal pe atunci? Steaua și Sportul erau atunci. Da? Cu cine ținea tata, țineam și eu. Primul lucru, Sportul, după Steaua, că el a jucat și la Steaua și la Sport. Mai ții minte prima zi la echipa mare? Sau, mă rog, începutul? Da, țin minte pentru că a fost un noroc pentru mine. La 17, la 18 ani am fost chiar și la un campionat oficial, european, parcă, în Ungaria. Și norocul meu a fost că majoritatea care erau pe post cu mine au fost accidentate. Da. Și atunci eu am prins și am jucat, eram cea mai mică în echipă. Am fost un pic ținută în puf de toate, că erau Huțupangu, Gârlă, Brădeanu, toate, Vărzaru. Cu Vărzaru chiar am stat în cameră, de atunci am legat prietenie, da. O prietenie. Bine, la început am stat cu Anișoara Durac, pe parcurs, că durează până pregătire, meciuri de pregătire, până ajungi la un campionat. Și m-am lipit un pic așa de ea și am stat, pe urmă ne-am mutat și am stat amândouă în cameră. Aici e și exact ca la fotbal, adică te ia cineva sub aripă? Are grijă de tine cineva? Eu zic că am fost plăcută tuturor. Genul de om, eram foarte glumeață, mai ales cu Mima, cu eram prima. Orice, antrenor, jucător, pe Mima eram expertă. Și eram cu o bună dispoziție. Și cred că așa e părerea și mea, pe că toate. Tadici? Era primul care imita. Bine, am mai imitat și antrenor care i-am imitat în față, care m-au agreat, da, și chiar domnul Gațu, când ne-am strâns tot așa, era un antrenor, domnul Gațu, și mă știau că sunt cu mimat. Hai, mimează-l și pe hai. Hai, dă-i drumul ca da, să... Da, am dat drumul la un râs, la... ne strânsesem toată echipa, delegația, antrenor. Și domnul Gațu știa că-l imiți? Toată lumea. Da? Atunci... au acceptat. Acum, hai, mi-a fost rușine la început, vă dați seama că nu puteam, hai mă că nu zic nimic, hai, și am râs atunci. Cu domnul Gațu de față. Da, da. Dar cum îl imitai, adică ce spunea dumnealui? Și aveai... ce spunea și sunt, nu știu, detaliile astea mărunte, unul cum face, de tot, au fiecare, cum merge. La detaliile astea da. Mici... eram expert în mim. Asta nu știam cu mima, dar expert în mim. Ai avut botez? Am avut da? Și botez, doamne. Eram cu SS2-ul, eram cea mai mică, normal, și eram cu fetele de 80-81. Și mi-au spus, trebuie să-ți dăm botez. Nu știi în ce este botez? Eu zic, bine. M-au dezbrăcat și m-au bătut cu papucii. Și eu sunt de fel, am o piele foarte sensibilă. Cum mă atingi, mă roșesc și mă umflu. Doamne, deci cum eram după botezul ăla, nu erau telefoane să mi se fac o poză. O poză să te uiți acum. Eram bătută cu papuci și mi-au făcut și pe hârtie igienică certificat. Toate nașele care m-au, da, care m-au bătut. Și mi-a spus, dacă îl pierzi, îl mai iei odată. Săraca mama, îl țineam portofel în geantă, hârtie igienică cu toate numele, numai ca să... De, da, certificatul de botez. De botez. Și îl ținea și le-a ținut mult timp. Le-a ținut în geantă ca să nu... Să nu cumva să întrebi. Să nu se repete. Da. Da. 13 ani la Vâlcea? Da? La Vâlcea. Da, 13. Mulți puțini? Au trecut repede? Acum când mă gândesc, da, au trecut repede. Și atunci cred că au trecut repede pentru că până am terminat junioratul, n-aveam timp de nimic și n-aveam o zi de vacanță, nici măcar vara. Nici vara nu aveam, pentru că aveam campionatul și cu echipa mare mă antrenam, iar toată perioada verii mergeam cu taberele federale, cu loturile de junioare, de tineret și se termina în septembrie. În septembrie o luam de la capăt și tot așa. N-am avut o zi vacanță. Pe urmă, când am trecut la senioare, mă bucuram, îi zic, băi, în final o să am și o vacanță vara. Dar în perioada aia se punea foarte mult preț pe pregătire și tot așa, două luni jumate dura pregătirea, cantonament, mare, munte și până plecam turnee câte o lună de zile. Au trecut destul de repede și atunci și acum când mă gândesc. Echipa națională după aia, că te mai încurca în ghilimele și echipa națională, adică când aveai momentele de respiro... Nu, urma echipa națională, de-aia am spus că... 190 de meciuri, nu? Sau pe acolo? Ca pe acolo, da. Înseamnă enorm dacă stai să te gândești. Înseamnă foarte mult. Și câte puteai să joci pe an? Multe. Multe, pentru că erau calificări pentru mondiale, calificări preolimpic, calificări tot așa, calificări, campionate... Mai făceai și meciuri de pregătire, turnee, ca să poți să ții echipa legată. Și de cursul anului, nu știu dacă, cum am spus, veneai, schimbai geanta, echipă de club sau echipă națională. Și când vorbeam și înainte de începerea emisiunii, când s-au terminat toate astea, ți-ai dat seama că
e un șoc. Că e altceva, nu? E cu totul altă viață și o spun și o repet, noi ca sportiv trăim într-o bulă. Orice ai nevoie, ai pe cineva care te ajută, dai un telefon, nu știu, că e medic, că e ceva financiar, că orice este, te ajută cineva. Când termin, te vezi singur. Ce fac eu de acum încolo? Poate încă în decursul carierei strângi niște bani. Ce faci cu ei? Că e destul de greu. Eu mă dau pe mine exemplu. Nu sunt bună de negociat. Orice cumpăram, da, domne, atâta costă. Cum să nu? Și am dacă avut, nu știai sincer, da, nu, care norocul cu soțul meu, el, băi, cât strângi și mai ai, cumpără-ți apartamente. Și am tot cumpărat apartamente și el m-a ajutat foarte mult. Pe partea de business n-am nicio treabă și nu pot să fiu șef. Nu sunt genul de om să cert și el tot timpul îmi spune, băi, o să mă vadă pe mine oaia neagră și tu ești aia bună. Trebuie să cerți, trebuie să spun, când omul greșește, trebuie. Eu sunt, păi, mi-e rușine. Cum să păi și cum devii antrenoare? La antrenor e altceva. E altceva. Acum, de curând, că sar de la una la alta, am luat grupa de junioare 2 de la Dobrești și am avut un turneu. Am fost cu vocea după turneul ăsta, la fel cum am fost după Champions League. Deci nu mai puteam să scot niciun cuvânt. Da. Dar așa a mers tot turneul, din prima zi am răgușit. Și a venit și el la meciuri și m-a urmărit și mi-a zis, nu te supăra, nu te mai las. Îi zic, cum? De ce să nu mai lași? Nu vreau să te pierd de tânără. Îi zic, păi de ce? Zici, măi, păi reacțiile astea care le-ai avut la meci, zici, nu te-am văzut niciodată și te cunosc de atâția ani. Păi cum să-ți dai cu time-out în cap? Cum să ai reacțiile alea? Zici, nu cred că tu ești așa. Și zic, mă, asta e ce am făcut toată viața și sunt ofticoasă de fel, nu vreau să mă bată oricine, nu vreau să pierd în primul rând. Zic, nu pot, astea-ți vin din interior. Și zic, îmi vin că așa reacționez de nerv, de oftică. Deci eu nu te mai las că eu te pierd de tânără și nu vreau. Fetele nu se uită acum, se odihnesc. Cum ai fost tu pe teren, exact cum zici tu, cu verbul ăsta oftica, le găsești și pe ele acum sau e cu totul alt material? Este cu totul alt material, dar fac o paranteză. Eu le luasem cu o săptămână înainte de turneu. N-aveam ce să le învăț sau ce să le fac în perioada asta de scurtă. Dar nu știu, probabil că le-am vorbit foarte motivațional. Le-am dat exemple și m-am dat exemplu, nu numai pe mine, și cred că le-am impus și le-am dat mai multă ambiție, mai multă motivație, că totul vine din interior și au arătat cu tot o altă față de la turneul trecut. Într-adevăr, am luat bătăi, dar nu au luat bătăi la diferența care au luat-o la turneul trecut. Și m-a emoționat și mi-a plăcut bucuria lor că n-au mai luat bătaie la așa multe goluri. Și în momentul ăla le-am spus, îi zic, totul se datorează vouă. Ați fost mult mai bătăioase, mult mai motivate și toate vin din interior. Revenind la ce este în ziua de astăzi, nu știu, nu mai cum au fost înainte sau cum am fost eu sau alte generații din urmă copii, nu știu dacă sunt pentru sport sau făcut pentru sport. Pentru că au alte, cu totul alte lucruri. Telefoane, tablete și astea le place lor foarte mult. Noi n-aveam, cum am spus mai devreme, aveam mingea, mă jucam în spate, jucai un castelul, jucai numai chestii care duceau spre sport. Acum ei au alte tendințe. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.